Sunt la o nouă partidă de pescuit pe râul Siret. Voi pescui în special la crab pe fund. Am și o undiță la metod, iar aici, în fața mea, voi pescui la plută, pentru că la crab este foarte plictisitor, mai ales pe Siret, unde crabe sunt foarte rari. Condițiile sunt foarte bune, bate vântul din spate, acolo unde pescuiesc sunt valuri, apa este oxigenată, ceea ce înseamnă că s-ar putea astăzi să vin cu marea captură. Am aici niște mămălii, gârșor de floarea soarelui și porumb la conservă, cu care mai înădesc aici unde pescuiesc la plută și de asemenea pun pe metod această nadă făcută de mine aici, pe mal. Râmele de gunoi nu lipsesc niciodată, de asemenea mămăliga, pescuiesc aici la plută, să vedem poate prin niște caras, babușcă și așa mai departe. Am luat un caras la metod, uite ce frumos este înțepat, bobul de porumb în afara gurii. Pe momentul am pus nadă de asta de mămăligă, ușor de floare soarelui și porumb. Deci se poate lua pește și la metod pe Siret. Ați văzut drill după drill, pe primul l-am scăpat la metod, apoi a venit la mămăligă pe fund alt caras mai mare. Bă, dar ce drill frumos am avut și la metod, păcat că l-am scăpat după scăpat și pe acesta din mână. Stăteam pe telefon, am văzut undița slăbită și încă un caras a venit, mă bucur foarte mult, este frumos. Acesta a venit la mămăligă pe fund, la cealaltă undiță, mă bucur foarte mult. Păcat că nu am reușit să filmez drill-ul pentru că era undița slăbită și mi-a fost frică să pornesc camera ca să nu scape. O astfel de vreme cu vânt foarte puternic, nu mulți pescari vin la pescuit deoarece îi enervează vântul. Însă părerea mea este că atunci când bate vântul sunt cele mai mari șanse să prinzi pește, din cauza că apa este mult mai oxigenată, peștele este pus în mișcare, pe apă vin fel de fel de particule de hrană ce vor face peștii să fie și mai curioși. Și cel mai important lucru, atunci când montura ta lovește apa, peștele nu prea va observa acest lucru și nu se va speria, așa că vino la pește când bate vântul, pentru că vei avea șanse mult mai mari să prinzi ceva. Uite, chiar mai este și babușcă frumoasă pe râul Siret. Aceasta intră la boabă de porumb, la porumb de asta de conservă. Da, dacă tot mă plictisesc, doar la plută, mai intră câte una de asta. Oricum, foarte, foarte frumoase aceste babuște. Da, asta e un caras adevărat de Siret. Ia uite cum este înțepat. L-am prins la metod. Uite aici metodul. Da, un caras superb. Se pare că mai sunt și caras mari pe Siret. Final de partidă. Eu zic că a fost o partidă reușită. Am prins vreo 10 caras și câteva babuști. În special la metod a tras astăzi la boabă de porumb. Porumb artificial, bineînțeles. Da, am un caras aici aproape de jumătate de kil, zic eu, și restul aproape la fel de frumoși.
O partidă de reușită pe Reu Usiret. I-am pus în mincio ca să-i vezi mai bine. Sper că ți-a plăcut acest clip. Mulțumesc pentru vizionare, fir întins!